Mă trezește mama într-o dimineață din somn cu vai nevoie zicându-mi: scoală dugleșul înainte de răsăritul soarelui, iar vrei să te pupe cu coarmea neste spurșe să nu-ți meargă ghinii toată ziua? Căci așa ne amăgea mama cu o pupăză care își făcea cuib de mulți ani într-un tei foarte bătrân și scorburos pe coasta dealului la Moș Andrei, fratele tatei cel mai mic. Și numai ce o auzeai vara, pupu, 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 dis de dimineață în toate zilele de vuia satul. Ah, și cum mă scol, îndată mă și trimite mama cu de mâncare în țarină, la niște lingurari care aveam tocmiți prășitori, tocmai la Valea Seacă, aproape de Topolița. Și pornind eu cu de mâncare, numai ce auzi pupăza. Pup, 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 pup. Eu atunci să nu-mi caut de drum tot înainte, m-a bat pe latei cu gândul să prind pupăza. Păi aveam grozavă ciudă pe dânsa. Nu numai decât pentru pupat, cum zicea mama, ci pentru că mă sculam toate zilele cu noaptea în cap din pricina ei. He, și cum ajung în dreptul teiului, pun de mâncarea jos în cărare pe muchea dealului, mă sui încetişor în teiul care te adormea cu mirosul floarei, bag mâna în scorbură unde știam eu și, ah, norocul meu, găbuiesc pupăza pe ouă și zic plin de mulțumire: taci, leliță, că te-am căptușit eu, îi mai pupatu și pe dracu de acum. Și când aproape să scot pupăza afară, nu știu cum să face că mă spăridă creasta ei cea rotată de pene, că-și nu mai văzusem pupăză până atunci, și-i dau drumul iar în scorbură. Și cum stau eu și mă chiteam în capul meu că șarpe cu pene nu putea să fie, după cum auzisem din oameni că se află prin scorburi câteodată și șerpi, unde nu mă îmbărbătez în sinem și iar bag mâna să scot pupăza. Pe ce o fi? Dar ea, sărmana, se vede că se mistuise de frica mea prin cotloanele scorburii undeva, că-și n-a mai dat de dânsa nicăieri. Parcă intrase în pământ. Măi, Ana, poda lucru și ăsta, zic eu în ciudat, scoțând căciula din cap și tufrind-o în gura scorburii. Apoi mă dau jos, caut o lespede potrivită, mă sui cu dânsa iar întâi, îmi iau căciula și în locul ei pun lespedea, cu gând ca e și ea pupăza pe undeva până o întoarce eu din țarină. După aceea mă dau jos și pornesc repede cu de mâncare la lingurari și oricât o-i fi mers eu de tare, vreme trecuse la mijloc doar. Cât am umblat, horhăind cine știe pe unde, cât am boșbăit și mucoșit prin tei să prind pupăza. Și lingurarilor nici mai rămâne cuvânt că li se lungise urechile de foame așteptând. Și apoi vorba aceea, țiganului când e foame cântă, boierul se plimbă cu mâinile dinapoi, iar țăranul nostru își arde luleaua și mognește întrânsul. Așa și lingurarii noștri cântau acum îndrăcit pe ogor, șezând în coada sapei cu ochii păienjeniți de atât a uitat să vadă nu le vine mâncarea din cotrova. Când pe la prânzul cel mare numai ia cătămăs și eu de după un dâmb, cu o mâncare slăită, veneam, nu veneam, auzindu-i lălăind așa de cu chef. Atunci au tăbărât bălaurii pe mine și cât pe ce să mă înghită de nu era o chirandă mai tânără între dâns și să-mi ție parte. Haulie, mă, ogoieți-vă, șetolo că n-ies băiatul, cu toată s-o aveți și aveți dat cu dânsul. Atunci lingurarii, nemai punându-și mintea cu mine, s-au așternut pe mâncare tăcând molcom. Și scăpând eu cu obraz curat, îmi iau traista cu blidele, pornesc spre sat, mă abat iar la tei. Mă sui întrânsul, pun urechea la gura scorburei și aud ceva zbătându-se înăuntru. Atunci iau lespedea cu grijă, bag mâna și scot pupăza vlăguită de atâta zbușum. Iar ouăle, când am vrut să le iau, erau toate numai chisăliță. După aia vin acasă, leg pupăza de picior cu o oață și o îndosesc de mama vreo două zile în pot prin putinile hârbuite. Și una două la pupăză de nu știau cei din casă ce tot cau prin pod atât de des. Însă a doua zi după asta, ia că-și mătușa Măriuca lui Moș Andrei vine la noi cu o falcă în ceru și cu una în pământ și se ia la ciondănit cu mama din pricina mea. Mai auzit ai nata cum nată să fure eu în pupăza care ne trezește dis de dimineață de atâția și atâția ani? Grozav era de tulburată și numai nu-i venea să lăcrimeze când spune astea. Și acum văd și eu că avea mare dreptate mătușa, căci pupăza era cea sornicul satului. Însă mama sărmana nu știa de asta nici cu spatele. Ce spui cum nată?
Dacă l-aș uși de-n bătaie când aș afla că el o prins pupăza să o chinuiască. De-aia mu bine că mi-ai spus, las pe mine, că ți-l dau eu la depănat. Nici nu te mai îndoi de asta cumnată smărandă, zise mătușa. Că-și de-a zbânțuit o ista al matale, nimica nu scapă. Și mai atâta. Mi-au spus mie și nu l-a văzut că Ion a luat-o. Gâtul pun la mijloc. Eu, fiind ascuns în cămară, cum aud unele ca aceste, eu te măsui în pod, umflu pupăza de unde era, sai cu dânsa pe sub streașina casei și mă duc de-a dreptul în târgul vitelor. S-o vând, căci era tocmai lunea, într-o zi de târg. Și cum ajung la iar maroc, încep am purtat țanțuși printre oameni de colo până colo cu pupăza în mână, că doar și eu eram o leacă de fecior de negustor. Un moșneag nebun, cu o vițică de funie, n-are ce lucra. Ai de vânzare țigăinușa și ea, măi, băieții! De vânzare, moșule! Ai și cât și e pe dânsa? E, cât creșma ta că face? Ia-ți-o încoala moșul să o drămăluiască! Și cum i-o dau în mână, javra dracului se face că o caută de ouă și-i dezleagă atunci frumușela sa de picior și mi-o aruncă în sus zicând, ia ca poznă că am scăpat-o! Pupăza zbrr pe o dugheană și după ce se mai odihnește puțin, își ia apoi drumul în zbor spre Humulești și mă lasă mare și de vreme cu lacrimile pe obraz, uitându-mă după dânsa. Eu atunci, hoț de sumanul moșneagului să-mi plătească pasărea. Ce gândești dumneata, moșule? Te joci cu marfa omului dacă nu ți-a fost de cumpărat la ce ai dat drumul? Că nu scap nici cu giunca asta de mine, înțeleasai? Nu-ți paie lucruri de șagă. Și mă băgam în ochii moșneagului și făceam un tărăboi de se strânsese lumea ca la comedie în jurul nostru. Da, era iar maroc, nu? Da, știi că ești amarnic la viață, măi băiete, zise moșneagul de la o vreme râzând. Și te bezui de te îndârșești așa, nepoate? De, nu cumva ai poftit să-mi iei vițica pentru un cuc armenesc? Pe semne te mâncă spienarea, cum văd eu, măi țică. Mai ți că ia cu ăștia scarpăni, dacă vrei baș un topor îți fac dacă mă crezi de-i zice aman puiule când îi scăpa de mâna mea. Hei, dă-i pace băietului moșule, zise un humoleștean de-ai noștri. Că-i fișorul lui Ștefan al Petrei, gospodar de la noi din sa și ți-i găsi beleaua cu dânsul pentru asta. Să fie sănătos nea lui om bun, dar băi chitești dumneata că nu ne cunoaștem noi cu Ștefana Petrii? Zise moșneagul. Chiar mai din ioară l-am văzut umblând prin târg cu cotul sub zoară după cumpăra suman, cum e negustoria și trebuie să fie pe și pe undeva în vreo dugheană la băuta dălmașul. Ha, păi bine că știu al cu ești, măi țâcă. Ia stai colea olea că să te duc eu la tată tău și să văd el te-a trimis cu pupăza de vânzare să spur și iar marocul. Toate ca toate. Dacă n-am auzit eu de tata, pe loc mi s-a muiet gura. Apoi încet, încet m-am furișat printre oameni și unde am croit-o la fugă spre Humulești, uitându-mă înapoi, nu cumva mă ajunge moșneagul, că mi-era acum scăpare de dânsul, drept să vă spun. În vorba aceea, lasă-l mă, l-aș lăsa eu, dar vezi că nu mă lasă el pe mine acum. Tocmai așa pățisem și eu, ba eram încă bucuros că am scăpat numai cu atâta. Bine ar fi să o pot scoate la capăt, măcar așa, cu mama și cu mătușa Măriuca, gândeam eu, bătându-mi se inima ca într-un iepure de frică și de osteneală. Și când ajung acasă, aflu că tata și mama erau duși în târg. Și frații îmi spun cu spaimă că-i poznă mare cu mătușa lui Moș Andrei. A sculat mai tot satul în picioare din pricina pupăzii din tei. Zice că i-am fi luat-o noi și pe mama a pus-o în mare supărare cu asta. Știi că și mătușa Măriuca e una dintre cele care scoate mahmurul din om. Nu e o femeie de înțeles ca mătușa Anghelița lui Moș Chiriac. Așa s-a dus vorba. Și cum îmi spuneau ei îngrijiți, numai ce auzim cântând în tei, pup-pup-pup, pup-pup-pup, pup-pup-pup. Soara mea Catrina zice atunci cu mirare, ia uzi, bădiță! Doamne, cum sunt unii de nepăstuiesc cu omul chiar pe sfânta dreptate! Mai așa, surioară! Dar în gândul meu zic, când ați ști voi câte a pătimit Siriaca din pricina mea și eu din pricina ei, ea plânge de milă! Zahei însă ne lăsase vorbind și se mai dusese în târg după mama să-i spuie bucurie despre pupăză.
Și a doua zi marți, taman în ziua de lăsatul secului de postul Sânt Petrului, făcând mama un cuptor zdravă de aliveni și plăcinte cu poalele în brâu și pârpălind niște pui tineri la frigare și apoi tăvălindu-i prin nunt pe la prânzul cel mic, cheamă pe mătușa Măriuca lui Moș Andrei la noi și îi zice cu dragă inimă: Doamne, cum nățâcă hai! Cum se pot învrăjbi oamenii din nimica toată, luându-se după gurile răle? Hai, poftim, soro, mai bine să mâncăm ceva din ce a dat Dumnezeu, să cinstim câte un pahar de vin în sănătatea gospodarilor noștri și... și ele rele să se spele și ele bune să se aduni, vrajba dintre noi să piară și neghina din ogoare. Căci dacă ai sta să faci voia readitate, zău ar trebui de la o vreme să apuși câmpii. Așa cum nață, dragă, zice mătușa Măriuca, strângând cu nedumerire din numeri când se punea la masă, vă stai neata să mai pui aldată temei pe vorbile oamenilor. Apoi începem cu toții a mânca. Și alții ca alții, dar eu știu că mi-am pus bine gura la cale să fie pe toată ziua. Și îndată ce m-am sculat de la masă, luându-mi rămas bun de la călcâie, fuga la scăldat. Și când s-a rodat voinicește de pe un mal înalt, în știoalnă, de greșeală, drept cu fața în jos, numai scântei mi s-au făcut pe dinaintea ochilor de durere. Și am crezut că mi-a pleznit pântecele, nu altceva. Și după ce am ieșit cu mare greu din apă și m-am dus pe mal, ținându-mă cu mâinile de inimă, băieții s-au strâns ciotcă împrejurul meu și m-au înmormântat în nisip și m-au prohodit cum știau ei și de-abia mi-am venit în simțire peste vreun ceas. Apoi am început a mă scălda în tihnă până la sfințitul soarelui, potrivind-o să vin acasă cu vacile și spunând mamei că, scăpându-le văcarul din ocol pe ale noastre la amiază, eu singur le-am adus de la păscut și de aceea am întârziat până acum.